Dragilor, astăzi suntem în Comarnic, acesta este mega imajul din Comarnic. Aici sunt, este o grupă de juniori care joacă fotbal. Avem și podul de la CFR, pe care vom merge. Iată podul CFR. Astăzi sunt cu mașina, din păcate. Astăzi nu merg cu trenul, dar uitați că avantajul de a merge cu mașina este că pot să vizitez podurile. Pentru că dacă eram în tren, nu puteam să-l vizitez decât dacă mă duceam jos din tren și apoi să mai plec din nou. Trebuia să aștept următorul tren, cât vorbim pe aici. Dragilor, am ajuns într-o pădure foarte interesantă. Aici este traseul către cabana Scropoasa. O oră jumătate, nu știu dacă am timp astăzi. Mai ales că e și puțin frig. O să mă gândesc dacă iau pe traseul ăsta sau mai merg cu mașina. Uitați ce apă curată aici la cota 1000 și ceva. Aproape 2000. Dragilor, iubesc stilul ăsta de drum. Zăpadă stânga, zăpadă dreapta. Acum iată că începe să punem frână. Dragilor, este ora 3. Mi-am luat un sandwich de la magazin. Mergem spre lacul Scropoasa. Am lăsat mașina la 2 km distanță, pentru că drumul nu era chiar cel mai bun pentru a merge cu mașina. Mi-am luat bocancii. Bocancii de oraș, evident, pentru că alții nu avem. Și mergem spre lacul Scropoasa. Un loc foarte vizitat de toată lumea din România. Un loc foarte mainstream în obiectivele turistice din România. Am uitat mâncarea la mașină, așa că trebuie să ne întoarcem. Dacă mă întorc să iau mâncarea. Am fost la mașină, mi-am luat mâncarea, adică batoanele. Și mergem din nou spre lacul Scropoasa. Iată că în aprilie drumul încă s-a acoperit de zăpadă, ceea ce înseamnă că nu te vei murdări pe încălțări. Drumul continuă. GPS-ul spune că am ajuns, dar eu nu văd niciun lac. E un deal acolo interesant. Iată aici, dragilor, cascada 7 izvoare. Chiar arată bine. E și o construcție acolo. Iată. Chiar se vede foarte frumos apa peste vegetația foarte verde. Chiar e foarte frumos. Foarte frumos. Mergem în continuare. Pe acest drum extraordinar. Iubesc drumurile de stilul ăsta, zăpadă, zăpadă, zăpadă. Și iată că drumul se bifurcă, unul care duce în sus și unul care duce în jos. Și lacul care nu știu unde este. Unde mergem? Aceasta este întrebarea, unde mergem? Mergem pe partea stângă, pentru că aici este drumul mai bătătorit și probabil că acesta este drumul. Mergem cu acest râu. Am aici jumate training, jumate cămașă, acesta este stilul. Asta este drumul. Mergem în continuare. Wow, nu mă așteptam la această culoare. Culoarea este foarte frumoasă pe lac. Este și înghețat lacul. Niște câini care sunt matace pe aici. Și foarte frumos, foarte frumos. Haideți să dăm o... Atât de scurt e lacul. Wow. Mă așteptam să fie mult mai lung. Este destul de scurt, cred că în jumătate de oră gata. Și mergem pe aici. Un cocoș acolo. Culoarea este foarte albastră, un albastru foarte frumos. Între munți. Haideți să mergem. Începe traseul Crucea Albastră. Traseul care începea unde m-am oprit prima dată cu mașina și făcea o oră jumătate până aici. Iată că am făcut doar 30-35 de minute de unde am lăsat mașina acum. Și începem să înconjurăm acest lac interesant. Poate mai sunt niște urși totuși pe aici. Culorile lacului sunt extraordinare, dragilor. Îmi place foarte mult ceea ce văd aici. Mă bucur că am venit în această lună de aprilie în care încă mai este și zăpada. Ce frumos, dragilor. Haideți să mergem, de fapt, până la lac. Bang, bang, bang. Iată ce albastru avem acolo. Și acolo este înghețat. Iată, poteca merge chiar așa, pe lângă lac. Ce culoare incredibil! Mă duc mai aproape. Iată, dragilor, ce culoare incredibilă! Wow, dragilor, ce albastru avem și pe partea aceasta, incredibil! Nu știu cât se vede pe telefon, însă este un albastru
Verzui așa foarte frumos. Iată că pe camera din față culoarea se vede mult mai bine a lacului. Dragilor, îmi place foarte mult această excursie. Din nou vă spun pentru că sunt foarte entuziasmat în continuare. Și mergem către locul unde își face toată lumea poze. Probabil este undeva în direcția aia. Faptul că acest loc are și zăpadă îl face să fie mult mai special decât este de obicei. Iată cât de frumos se văd culorile. După cum vă spuneam, dragilor, locul acesta are o luminositate incredibilă. Sper să se vadă așa și pe calculator când o să editez. Iată și un tunel acolo. Iată, dragilor, peisajul peste tot. Aici este acel pod din pozele pe care le observați pe internet. Și aici este lacul. Și asta este. Diferența între iarnă și vară. Bara este pe aici, pe la picioarele mele. De prins. Și am ajuns în capătul lacului. Chiar aici jos este capătul lacului. Și aici am spus ar trebui să fie drumul spre mașină înapoi. Pădurea este locul în care mă simt cel mai bine, dragii mei, pentru că aici este foarte mult oxigen și poți să mergi mult mai repede decât de obicei, să și urci mult mai repede decât de obicei, poți face orice mult mai bine decât de obicei. Acolo jos este lacul. Comunicând cu pomii după aici, prin pădure. Drumul meu spre mașină e în partea cealaltă, pe dealul celălalt. Să vedem dacă drumul acesta o să ia o curbă de nivel sau ceva, dacă nu va trebui să mă întorc. Dragilor, acolo jos este lacul. Acolo sus este mașina, iar eu sunt aici pe partea cealaltă. Și drumul nu duce unde îmi trebuie mie. Ceea ce înseamnă că mă iau pe zăpada aia sau mă întorc. Alegerea este să mă întorc. Asta este, dragilor, mai facem și greșeli. Am urcat dealul ăsta, nicio problemă, îl coborâm și ne întoarcem pe unde am venit. Probabil încă o oră până la mașină, dar e bine. O oră e acceptabil. Mai ales că acum coborâm până la lac, din nou. Yay! M-am răzgândit, bag riscul prin zăpadă, ce-o fi, o fi. Sper să meargă pe aici. Pare că aș fi cam la jumătate de kilometru așa de drumul principal pe care am venit. Iată cum sunt pionierul acestui drum. În acest sezon de aprilie. Niște urme sunt pe aici, dar... Cât de rău poate să fie. Asta cu siguranță a fost un drum, doar că nu prea a fost folosit. Sunt aici cu frații mei, brazii. Și zăpada asta uriașă. Și acestă vale. Iar am zis că iau șoc ca toți oamenii, ca lumea, cum se zice. Dar n-am putut să mă abțin. Lume de necivilizație pe aici. Am intrat aici jumătate de metru, dragilor. Zăpada m-a năbucit la picioare. Uitați ce groapă aici. Nu, no, sper să nu mă duc așa. Iată ce drum, iată și soarele care mă ține în viață. Și pe asta, dragilor, m-am întors pe alt drum, am ajuns din nou în drumul spre mașină. De ce am făcut asta? Pentru că nu vreau să mă întorc pe același drum, deși același drum era foarte frumos. Drumul pe care am venit pe acolo pe jos a fost frumos, mai mergeam o dată, dar mai venim altă dată. Am terminat cu episodul Scropoasa pe ziua de astăzi, excursia a fost scurtă, dar frumoasă și palpitantă în același timp cu drumul de întoarcere. Și mergem pe aici să vedem unde mai putem să stăm în această seară ca să privim un apus extraordinar. Iată-ne și în faimoasa pădure de conifere de lângă drumul principal. Foarte frumos, se vede și lumina soarelui aici printre crengile copacilor. Iată că metoda de întoarcere este să mă întorc pe propriile urme.
Asta cât timp sunt urme, că mai sunt și locuri în care nu sunt urme și nu mai știu unde am venit. Iată ce peisaj, dragilor, cu soarele care te încălzește. Că mai fost lumea pe aici să uite de peisaj. Și am plecat, dragilor. Puțin nămol. A dat soarele, se topește tot pe aici. Mult se transformă în acest tip de drum. Unde patinezi, bam, bam, bam. Dar nouă ne place să patinăm puțin așa. Și am ajuns la soare, dragilor, și la drum. La drum de stradă. Iată și aproape apusul. Acolo se transmite cediul. Nu dacă puteți vedea, dar semnele sunt îngropate 2 metri în zăpadă. Semnele de circulație. Ceea ce este interesant. De fiecare dată am un prieten de drum. De data aceasta este acest puțu. Mi-arată drumul. Ce fericit e câinele ăsta care cu cine să meargă pe vârf. Petrecerea e jos și crucea. Am urcat și pe acest vârf, dragilor. Crucea este jos. Cabana aici ce-o fi. Iată și soarele care a dat foarte bine acum. Mai avem încă vreo 2 ore de soare, dar nu o să stau aici până la apus. Și iată cât alb, cât alb în jurul meu. Dacă mai stau puțin, cred că chiar prind apusul aici. Am lăsat, dragilor, cu o vedere asupra baiului. Și ultima parte, dragii mei, evident, pe asfalt. Mergem pe aici frumos, până în Sinaia. Și apoi mergem spre, nu știu, și apoi mai vedem din Sinaia. Ultima parte a vlogului, dragilor, suntem la Ploiești, așa că v-am lăsat pompa, drum, pompa. Dragilor, această zi este extraordinar de frumoasă. Mă bucur că am venit astăzi, în această zi de sâmbătă.